Bun găsit, dragii mei! Să aveți o săptămână magică! Acest horoscop este pentru săptămâna viitoare, 19-25 aprilie. Vedem cum ni se aliniază nouă astele și vedem și care este mesajul săptămânii. Ești viu, deci bucură-te de viața ta așa cum este ea. Tu te-ai născut cu dreptul de a fi fericit, de a iubi și de a-ți împărtăși iubirea. Singurul lucru care contează este acela de a fi pur și simplu, de a-ți asuma riscul, de a te bucura de viața ta. Ce frumos! Asumă-ți riscul de a te bucura de viața ta. Bucură-te de viața ta așa cum este ea. Fă întotdeauna tot ce-ți stă în puteri. Și avem aici o pisicuță cu un ghem, parcă-l văd pe Jamie, pisicul meu, cum se joacă el toată ziua, fix parcă e el aici. Ups! Mi-am amintit de el, se gândește la mine acum. Da. Și care, într-adevăr, se bucură de fiecare moment. Așa trebuie să ne bucurăm și noi, de viața noastră așa cum este ea, de toate momentele. Avem dreptul să fim fericiți, stăm puterea noastră să fim fericiți și putem fi fericiți doar prin iubire și cu iubire, pentru că totul este iubire. Să fim iubire. Este foarte important să fim iubire. Duminică ne vedem la Flash Monden, la Prima TV, de la 19:30. Horoscopul este de la 19:40, 40 și ceva, cam ceva de genul ăsta, dar vă puteți uita la toată emisiunea. Este foarte faină, foarte simpatică, mai aflați mondenități, mai râdeți și voi de ce se întâmplă în lume, într-un fel sau altul. Sau de, să zicem așa, crizele, ghilimele, ale vedetelor. Chiar este o emisiune foarte, foarte simpatică, cu mondenități, în care auzim una alta, dar auzim și horoscopul, vedem și horoscopul, horoscopul prezentat de mine. Luni la ora 12 ne vedem și la știrile Canal D, la fel. O mică pastilă de horoscop, una duminică seara, una luni dimineață. Și ai terminat săptămâna bine și ai început săptămâna bine alături de mine. Fix așa. Și dacă nu te-ai săturat în ghilimele să mă vezi, intri și pe YouTube sau pe Instagram sau pe Facebook sau pe site-ul meu. Faceți cum faceți și tot de mine dați. Bine, e bucuria mea să mă pun în slujba voastră și să ajut prin energia mea, prin harul cu care Dumnezeu m-a înzestrat. Bineînțeles și multă muncă, nu vă imaginați că e doar talent, este o muncă în spate colosală. Așa pare simplu la prima vedere când vin clienții și le bag datele în program și se generează harta și încep și vorbesc cu o oră. Vai, dar cum știi toate astea? Păi câtă muncă e spate la toată chestia asta? Cât am învățat și am studiat? Nu vă lăsați păcăliți de vârstă, bine, nu sunt chiar atât de mică, nu am chiar 20 de ani, am 30 și treaba mea de ani, dar în spatele acestor ani de când fac astrologie sunt foarte multe sacrificii, multă muncă, determinare. Asta trebuie. Dacă mai vin la mine persoane și mă întreabă, dar cum să fiu și eu? Vreau să fiu ca tine, vreau să fiu un astrolog bun. Am trimis tot timpul pe unde am mai făcut eu cursuri aici în România. Vreau să fiu un astrolog bun, vreau să fiu un astrolog, vreau să fiu ca tine. Fiecare este unic, dar în spatele acestei meserii sunt multe ore de muncă, sacrificii, renunți să vă stai toată ziua cu prietenii, citești, studiezi, te studiezi pe tine, te lucrezi pe tine, faci o mulțime de lucruri. Vârsta, în cazul ăsta, nu contează atât de mult. Într-adevăr, una e să ai experiență, alta e să te naști cu har, dar și harul trebuie șlefuit. Eu sper că l-am șlefuit și îl șlefuiesc în continuare, mă perfecționez în continuare pentru voi. Ok, deci ne vedem duminică, ne vedem luni, ne vedem în fiecare zi aici. Mulțumesc că sunteți alături și haide să vedem ce facem în această săptămână, pentru că este o săptămână în care avem multă energie în semnul Taurului. În primul rând, soarele se află aici din data de 19 aprilie, de seara, seara târziu, aproape spre 20. O să-și facă intrarea în Taur, Mercur de asemenea. Venus se află și ea în Taur
și Uranus de mulți ani și încă va mai sta, se află în Taur. Avem foarte mare nevoie de stabilitate. Această energie a Taurului caută stabilitate financiară, dar și emoțională. Multe zodii vor descoperi ceva talente, pentru că Taurul vine cu talent, cu inclinație către frumos, către simetrie. Totuși, Taurul este guvernat de Venus. Venus se află la ea acasă, în domiciliu. Cu toții ne vom descoperi talente. Ne o să ne trezim cu toții, pictori. Și așa, acum a venit un val de persoane, toate fac de toate. Din cizmar te-ai făcut croitor, din croitor te-ai făcut bucătar, din bucătar te-ai făcut astrolog, din astrolog, nu știu ce poți să te mai faci, dar oricum, din fotograf faci terapie și tot așa. Deci sari dintr-una într-alta, dar este bine. Vă veți descoperi o mulțime de calități. E bine să le încercăm cât mai mult, să încercăm și să experimentăm. Multe zodii sunt tentate să investească în frumusețe, în îngrijire sau în obiecte deosebite, obiecte vestimentare. Și haideți să vedem rând pe rând, că la nivel general am tot vorbit pentru toată săptămâna, să vedem ce fac zodiile noastre. Berbec. Petreceți mai mult timp cu partenerii, simțiți că sunt necesare mai multe momente acolo, rezolvați și ceva situații legate de acte, documente și apar oportunități foarte frumoase, dar să fiți voi pregătiți pentru ele, asta este ideea. Puteți să vă folosiți de această săptămână pentru a vă pune în aplicare planurile, în special planurile pentru creșterea financiară, pentru dezvoltare. Taur. Voi aveți multe proiecte, pe majoritatea dintre ele veți străluci, veți atrage atenția și chiar veți reuși să atingeți anumite puncte pe care nu le-ați atins, dar pe care vi le-ați dorit. Multe obiective financiare, personale pot fi bifate. O săptămână cu multe momente fericite, soarele se află în semnul vostru, Venus acolo, Mercur acolo, Uranus acolo, atâta din 10 planete, să zicem, 4 sunt în semnul vostru. Am spus să zicem pentru că soarele și luna sunt luminari. În fine, ați înțeles voi. Deci săptămâna asta multe momente de fericire, bucurie. Odihniți-vă, puteți să faceți și planuri și bucurați-vă de această perioadă. Gemeni. O mare parte din săptămână vă ocupați de probleme mai vechi, nerezolvate, probleme pe care le-ați dus așa, hai că mâine, dar joi, iată că acum este, trebuie să rezolvi. Atenție pe sectorul veniturilor, cheltuielilor, pentru că trebuie să învățați să administrați corect bugetul. Aveți nevoie și de odihnă și de răsfăț, pentru că dacă tot a fost o perioadă aglomerată și dacă totuși reușiți să rezolvați niște probleme, hai că parcă meritați și voi să vă relaxați puțin. Rac. Racii au și ei parte de surprize, evenimente care vă aduc bucurie, răsturnări de situație, dar aceste răsturnări sunt bune în cele din urmă. Reușiți să îmbunătățiți, să consolidați anumite relații, în special relații cu prietenii, chiar vă puteți lărgi cercul de prieteni și veți avea beneficii prin aceste asocieri sau prin aceste, să le spunem, parteneriate noi pe care le puteți dezvolta. Leu. În această săptămână veți lucra din greu, lucrați mult pentru a termina tot ceea ce aveți de făcut. Sunt multe schimbări în planurile voastre, însă chiar și dacă sunt aceste schimbări, voi totuși aveți determinare, ambiție și nu vă lăsați, adică nu renunțați. Faptul că nu renunțați o să vă aducă câștiguri suplimentare. Aveți parte de momente frumoase, romantice, iubire și chiar sprijin neașteptat. Când vă e lumea mai dragă, iată că vine și un bonus neașteptat, surprize plăcute. Fecioară. Fecioarele se distrează sau își doresc să se distreze ca niciodată. Vor lăsa deoparte grijile și se vor distra alături de prieteni. Aveți ceva întâlniri plăcute cu prietenii, la locul de muncă sunteți încurajate către lucruri noi, către lucruri pe care nu le-ați mai făcut până acum și faptul că mergeți către proiecte noi vă ajută să avansați, da? Pentru că stagnarea nu e chiar foarte ok. E bine să fii în zona de confort, dar dacă ești în zona de confort nu prea mai crești. Ai nevoie să mai ieși din zona de confort.
Totuși, nu uitați să vă evaluați corect și relația de iubire. Balanță. Balanțele, drăguțele, au o săptămână foarte bună, special pe relații, planuri de viitor cu persoana iubită, faceți progrese pentru că vă dați voie să comunicați deschis și să spuneți ce aveți pe sufletel. Unele balanțe merg și pe la bancă, aveți nevoie să faceți ceva tranzacții, faceți tranzacții importante, poate cumpărați ceva, poate trimiteți niște bani sau poate primiți, Doamne ajută, sau și dacă trimiteți bani, măcar să fie o investiție cu folos. Oricum, tranzacții financiare importante, poate chiar semnați documente importante financiare și vă luați și ceva angajamente la locul de muncă. Scorpion. Scorpionii sunt concentrați pe relații, soarele, Venus, Mercur, Uranus în casa voastră, a relațiilor, ce ar putea să aducă. Ar putea să aducă multe oportunități pe partea relațiilor de orice tip. Moment propice romantismului, pasiunii, reușiți să stabiliți echilibru, oricum, în viața voastră, pentru că v-ați gândit la muncă, muncă, bani, bani, hai că să mai aducem ceva energie și pe iubire. Poate că este momentul să vă concentrați un pic și pe sănătate. Săgetător. Săgetătorii depun eforturi foarte mari pentru a păstra echilibru în viețile lor, ei încearcă să păstreze echilibru, dar acum vedem dacă îl vor păstra. Munciți foarte mult și aveți rezultate deosebite la serviciu. Vi se propune chiar și un post mai bun, cu un salariu mai consistent. Sunteți în mijlocul sau în centrul atenției și vă bucurați de lucrul ăsta. Îmbunătățirea relației cu toată lumea pe la locul de muncă și chiar ceva beneficii în plus. Din toate punctele de vedere, când te înțelegi bine cu toată lumea, ai un loc de parcare mai bun, ți se aduce cafeaua sau se mai întâmplă diverse lucruri. Trebuie să te ai bine cu toată lumea. Capricorn. Voi aveți foarte multă energie, parcă nici voi nu știți de unde, pentru că ați avut așa urcușuri, coborâșuri. Ba, ați avut energie, ba, n-ați avut deloc, dar în fine, săptămâna asta aveți energie și reușiți să terminați la timp foarte multe sarcini, care mai de care mai grele și mai delicate. În această săptămână au prioritate și relațiile, indiferent despre ce tip de relații discutăm. Învățați că lucrurile se fac mult mai ușor în echipă sau în cuplu, deși aici avem un pic de dezbătut, pentru că mulți se căsătoresc, e mai simplu în cuplu, dar e mai simplu că ai mai mulți bani la comun, dar și cheltuielile sunt duble, la asta nu se gândește nimeni, că tot aud chestia asta. M-am căsătorit ca să împart cheltuielile cu ea. Da, dar nu ți-ai dat seama că ți-au crescut. Să împart cheltuielile, dar oricum au crescut și cheltuielile. Ați înțeles voi. Cresc veniturile, dar cresc și cheltuielile. În fine, asta chiar am auzit-o cu câteva zile și mi s-a părut foarte amuzant. Capricornii au oportunități de dezvoltare și pot începe proiecte creative foarte, foarte frumoase. Vărsător. Vărsătorii au ceva oportunități neașteptate, precum oportunitatea de a primi o moștenire. Aveți tot felul de tranzacții importante la care trebuie să fiți atenți și pe care trebuie să le soluționați săptămâna asta, că le-ați tot învârtit pe acolo, hai că mâine, stai că mai trebuie să mai aștept ceva, stai că mai o fi copleznică, nu știu ce. În fine, s-au întâmplat lucruri. Vă puteți ocupat de aceste acte, documente pe care trebuie să le semnați, de aceste tranzacții. Veți rezolva foarte multe pentru că le-ați amânat și nu mai este moment de amânare. Pești. Nativii pești investesc în cursuri, în călătorii, investesc în mașini, investesc în foarte multe. Îmbunătățiți relația cu cei din jur, cu frații, cu vecinii, cu oamenii apropiați, preluați inițiativa în tot ce înseamnă relațiile voastre, vă apropiați și de parteneri, se risipesc foarte ușor tensiunile dacă veți face niște gesturi romantice și pentru unii dintre voi este momentul potrivit să vă organizați un interviu sau să dați ceva examene. Dragii mei, să aveți o săptămână magică, toate stelele să vi se alinieze favorabil.